Salut toată lumea, bine v-am găsit la un episod din GTA 3. Băi, în episodul trecut, da, am prins-o pe Catalina, dar a fugit. Dar l-am prins pe celălalt și sunt curios de numai ce se întâmplă la Anuța. La Anuța, da, Anuța, așa îmi place mie să spun. Bun, hai să-mi trag și o mașină aici. Ușor. Să vedem ce vrea Anuța. Cred că pe aici trebuie să ajung. O parchez aici, fiindcă acolo e liftul. Ok. Ah, ok. Bun, hai să vedem ce vrea Anuța. Bait, momeala. Mamă, ce bătaie primește asta. Miguel seems to think I'm mistreating him. Still, he's revealed the extent to which Catalina fears your quest for revenge. She has three death squads started around Liberty, whose sole job is to hunt you down. Act as the bait, and get the death squads to follow you to Pike Creek, where some of my men will be waiting for them. Oh my god. Se pare că Catalina ea chiar ne vrea morți. Asta e cuvântul, ne vrea morți. Și-au pus trei echipe de oameni care, da, ci că jobul lor de viață sau de suflet e să ne omoare pe noi. Bun, deci, da. Noi, nimica normal. Ne vrea doar morți. Așa. E, la câți am fugărit noi, cred că mai mulți vor morți în orașul ăsta. Bun. Așa, băi. Hai că o iau pe aici. Ba nu. A, nu vreau să o iau pe aici. Vreau să o iau pe la podul ăla. Chiar vreau să o iau pe la podul ăsta. Vai, ce drift de 2 lei am făcut aici. Nici măcar nu-i drift, că nu ieșe bine. Bun, deci podul nu mai țâcăie. Hai că poate am timp să urc pe dânsul înainte să se strângă. Înainte să... Pe bune, prind roșu! Pare rău, nu suntem pe Just to Play. Just to Play serverul pe care joc eu pe San Andreas. Și ei după... La cei care s-au uitat pe live-uri știu că eu stau la semafoare. Da, stau la semafoare, da, vă bine să credeți. Pentru că serverul e de roleplay și mie îmi place să fiu așa... Da, Batman. Era. În cap. Unde-i podul ăla? A, uite. Îmi place cum trece prin mașina aia. Păi poate aveam timp, dar mie când treceam prin trânsul. Adică să nu mai fie fizic, știți? Nu cred că are sistemul ăla de... Știți voi. Băi, aș trage un glonț acum, dar mie că... Ia. Vai, cum o băga viteză. Ia, ia, îi dă una peste cap. Nu îi dă. V-am spus, nu-i fizic. Nu-i fizic când e în sus și mie că aș fi căzut în apă. Easy, easy, ușor. Așa. Acum noi trebuie să prindem acele echipe, să-i facem să ne urmărească și să-i facem să meargă la punctul galben. Acolo, la punctul galben, sunt băieții Anuței. Iar Anuța le-a pregătit ceva care, aha, nu cred că o să le pleacă prea mult. Hai că văd că o echipă este aici. Hai nenea, vină cu a. Văd băieții ăștia ne urmăresc și au în mașinile alea au motor de infern sau ceva de genul. Unde e intrarea nenorocită a mamei de intrare? Fierar. Unde au rămas? Aia au rămas în urmă? Hai, nu mă interesează dacă au rămas în urmă. Trebuie să aflu unde e intrarea. Cred că pe aici, nu? Nu? Sau pe aici? Nu, no, nu-i pe aici. Cred că pe aici. Așa, pe aici. Opa! Numai să vină băieții ăștia aici, că-s morți. Mamă, bă, ce i-a făcut? Gata, s-a morți ăștia. Deci, asta-i capcana Anuței. Anuței sau Anuței. Nu știu cum o cheamă fix. Ok, aparent merg pe un pod aici. Interesant. Cred că e o uzină electrică sau ceva să oprească apa.
Drăguț. Aparent drăguț. Bun. Aici o să iau pe spatele. Ok, văd că vin și taxiuri pe aici. Vine? Vine. Atât. Îmi place că e șoseaua mare aici. N-avem... nu ne chinuim. Da, trebuie să-i dau repede. Fraierii știu unde merg. Așa, ușor, ușor. Îi las un pic să mă ajungă. Haide. Haide, băi, băieți. Aveți mult... Sentinelul ăla ar trebui să mă ajungă. Atât. Hai să vedem și ăștia cum o să moară. Fiți atenți. Fiți atenți. Morți. Vai, Doamne. Gata și cu ei. Mai avem o singură echipă. Hai că data asta e mai easy misiunea asta. Și văd că nu mi-a trebuit armura. Așa. Băi, cred că cealaltă echipă e la vilele alea. Clar e la vile. Aici stau toți ăștia cartelul cu bani, cu chestii, trestii. Mă trebuie să am grijă pentru o iau să nu mă potmolesc. Adică dacă nu i aduc în capcana anuței, n-am făcut nimica. Și nu știu unde sunt ăștia. Dingo! Gata, mă urmăresc. Bun. Du-te, bă, că trebuie să bag viteză aici. Nu trebuie să mă opresc, fiindcă cred că o să cobor din mașină și pierd misiunea, că eu trebuie să-i aduc la capcana anuței. Bun, ăștia s-au blocat acolo, s-au fi izbit în ceva. Nicio problemă. Nu mă supăr, ei oricum vin. Vin pentru că ei au sistemul ăla să mă urmărească. Și scopul lor de viață e să mă omoare pe mine, deci o să facă cam tot ce le dictez eu. Așa, uite, vedeți? Vedeți pe minimap? Deja ei mă urmăresc. Hai că așteptăm să fac aici colțul și mă bag și eu. Da, uite, uite că vin. Atât, atât. Și asta a fost ultima lor echipă. Bun, 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 bun. Vai, ce o să supere Catalina că i-am omorât toate cele trei echipe care trebuiau să mă omoare, de fapt, pe mine. Oh my god, 35.000 de dolari. Bun, băi, dacă tot suntem în poveste cu Anuța, trebuie să vedem ce mai vrea. Sunt prea curios, mai băieți, să vedem ce o să ne mai pună să facem. Și mai curios sunt dacă o să avem misiuni în zona asta, băi. Mamă, cât de luxuriantă îi. Și văd că ne-au apărut și un telefon nou. Mama mia, câta treabă avem. Deci din nou avem o groază de misiuni. Op, așa. Și ușor, ușor ne apropiem de un milion. Un milion de dolari în joc. Și vreau de un milion de abonați, dar... Na. Bun. Hai, da. O iau direct pe pod. Sper să nu-l prind sus. L-am prins sus. Fier ar să fie. Sau poate îl pune jos sau îl ridic acum. Îl ridic acum. Oh, Doamne. E, cu ocazia asta îmi schimb și o mașină. Mersi de mașină, mersi că ai adus-o. Mulțumesc mult. Banșe. Gata. Bun, bun, bun. Văd că avem o stea. Din nefericire avem o stea. Asta e viața. Dăm înainte. Să vedem ce mai vrea Anuța, băi, deci e-s curios. Văd că ne apare mexicanul ăla și cu Catalina acum în thumbnail-ul de la ăsta. Interesant. Bun, 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 bun. Ușor, ușor pe aici. Și oare avem un drum lăturalnic? Avem, avem, normal. Le găsesc eu așa ușor. Driftul nu mi-a ieșit. Da, nu mi-a ieșit. Nu știu de ce mă mai chinui. Nu e un joc care să-ți iasă drifturile ca lumea. Fie rar. Așa. Băi, n-am mai fost de mult la Luigi și la băieții aia. Asta am observat. Trebuie băia oare... Wow! Asta da lumină pentru un joc. 2001, bravo ție, sau 2000, nu știu cum asta. Bun, hai să vedem ce mai vrea nu Catalina, Anuța. Parchez și o mașină aici. Sper să nu-i fi spus nimeni că eu i-am omorât, de fapt, fratele. Ia să vedem. Expresso to go. Mamă, încă și-a bătaie ăsta. Miguel, certainly has some of that famous Latin stamina. I'm quite exhausted. Oh my god. I underestimated Catalina's plans for Spank.
It reaches far beyond the yard he's selling it on the street corners. Uh-huh. The cartel have a front company, the Kappa Coffee House. They've been selling Spank through the street stalls. We have no choice but to put these drug stands out of operation. Oh. Smash them to splinters. Ok. Se pare că... Christ... Aoleo. No, no, ieși din mașină. After you trash the first star, you have 8 minute. Aoleo. Băi, dimisiunea asta îmi pare că știu. Trebuie să distrug toate standurile și... Da, ca orice om, am uitat la chestiile alea cu cele mai grele misiuni și că asta era printre ele. Și, sincer, n-am chef să o pierd. O să folosim de la misiunea asta cadou nostru de la Ray. Acest bulletproof Patriot. Sper să nu bubuie. Ci că e unul din cel mai rezistente. Hai să vedem, deci avem 8 minute, mai băieți. Distrugem o groază de standuri de cafea. Opa. Sper totuși să meargă Patriotul ăsta. E o mașină heavy, mare. Ar trebui să-l distrugă din... nu se văd. Ok. Bun, deci mă urmărește poliția, numai că mașina asta nu o să pățim nimica, e absolut nimica. Deci 8 minute. 8 minute să fac chestia asta, deci exact cam cât ne-a mai rămas. Bun. Hai da. Dar unde-i brabla aia în pușca puștilor? Fraieri nenorociți. Acum nu mai trec prin... Pe bune, scoate fum deja. Da, bine. Și acum? Acum ce fac? Nu mai văd niciun stand. Ok. Da, și acum ce fac? Minunat. Băi, da, nu-mi zic că pierd misiunea, că mă enervez. Unde-s bă trotinetele alea? Trebuie să mă duc în celălalt oraș? Ce trebuie să fac? Fie ar să fie. Băi, oare trebuia să aștept? Să apară alea? E posibil și lucrul ăsta. Pentru că nu mi-apare niciunul din câte văd eu. Da, din câte văd, chiar nu mi-apare niciunul. Bingo! Atât. Așa, au mai apărut două. Cred că apar câte două pe minut sau ceva de genul. Mă, că nu știu câte de astea îs, de fapt. Mi-ar trebui un paint spray. Ia să văd dacă găsesc. Din câte știu eu, parcă erau pe aici, nu? Garajele alea, nu, nu sunt aici. Hai că am mai găsit unul de ăsta. A, trebuie să-l găsesc eu, aparent, să mă plimb eu. 5 of 9. Al Expresso. There are still Expresso vials in Portland and Short Lane Side Vale. Portland. Da, nu știu unde-i Portland-ul. Nu știu unde-i Portland-ul. Nu cunosc mapa. Fier ar fi. Și cred că am să pierd Patriot-ul ăsta. A, pe aici cred că trebuie să iau. De fapt, nu, asta-i poliția. 5 minute. Băi, normal ar trebui să reușesc după ce am făcut în primele episoade cu, dacă vă mai amintiți voi, cu salvarea în 30 secunde aduceam un om sau ceva de genul, ar trebui să găsesc tâmpeniile astea, nu? Nu trebuia să mă sui aici. Sau ba da, ba da merge. Poate mai găsesc aici ceva. Easy. Cred că e doar în orașul ăsta, nu? Nu mă pune să mă plimb de acum dintr-un oraș în altul. Dacă te-ai da, ar fi drăguț. Văd că mașina asta aparent cred că se repară singură. Da, se repară singură. Bun. Unde este tantalăul ăla? Unde este pampălăul ăla? De fapt, astea cu expreso. Bun. Ce cu tine, mă, sărăcidiu? M-au pușit ca un disperat și apoi fuge.
urmăresc? Mă urmăresc. Normal. 4 minute. Păi, dar nu știu unde sunt astea. Unde le-au băgat oamenii ăștia? Eu mă plimb pe aici, dar uite, acum regret că n-am bani și eu, care mergea mai repede. Mă gândeam că o să mi le arate pe mapă, știți? Cum mi arată de obicei. Așa, nu mă gândeam că trebuie să le caut eu, deci... Trebuie 9. 9 sărăcii din astea. Portland, Vale and Charlotte Valley. Dar nu știu, bă, care-s văile lor. Na, mă mai plimb și eu pe aici, dar sper să le găsesc. Dacă nu cunosc mapa, eu ce să-i fac? Nu cunosc după denumire, dacă zicea, băi, pe aici, pe acolo, nu, nimic. Ah, și Patriotul ăsta merge atât de greu, atât de greu. Bun. Ceva pe aici? Nimic. Da. Ieri ar fi, misiunea asta e grea. De fapt, nu că e grea, e ușoară, dar nu cunosc locul. Portland Valley and Charlotte Valley. Na, păi eu m-am plimbat pe aici, eu ce era să mai fac? Nu, nu s aici. Așa. Ceva pe aici? A, a murit omul. Noi, nu le găsesc. Noi, nici la Kenji. Ok. Nu o găsesc. Fier ar să fie, măi băieți, fier ar să fie. Na, uitați, m-am întors să... Aaaa, cred că trebuie să mă duc în alt oraș. Deci fiți atenți, cred că trebuie să merg în alt oraș. Ar fi culmea să-mi apar aici, cred că aș muri de ciudă. Măi, dar oare unde s-a astea? Și crezi că dacă reîncep misiunea asta, eu tot nu știu, pentru că am uitat unde erau alea. Ai de capul meu. Mai avem câte 2 minute. Nu mai, data viitoare trebuie să-mi iau un ban și neapărat. Mașina asta, n-am ce face cu ea. Portland! Fuck, mapție. Și că ăsta e Portland-ul. Crupoiul vostru. Nu știam că trebuie să mă întorc în orașul ăsta. Unde-i, mă? Duceți-vă și voi, sărăciilor. Da. Oare pe aici să fie una? Aoleo. Nu mi-apare niciuna și nu le văd. Nu, ăsta e Callahan Point, Trenton. Nu, n-am ce căuta aici, un minut. Da, din păcate, da. Nu, nu, deci dacă e... Cred că știu, deci ăsta ce este? Callahan Bridge. Bravo. Chinatown. Nașpa. Aici? Nu tot Chinatown-ul. Ia să vedem pe aici. Poate găsesc unul pe aici. Cred că ar fi un pic aiurea. Ceva... Da. Știți ce? Cred că mai bine revin eu imediat, nu? Cel mai bine. Ok. Bun. Hai că mai avem doar una. M-am informat așa puțin unde sunt chestiile astea și nu ne mai chinuim. De fapt, știți cum e la misiunea asta? Nu trebuie să vă duceți rush din prima la chestia asta, că după apar greu. Vă plimbați pur și simplu prin oraș până... Dați de ele. Așa, ok, 40.000. Și din păcate am pierdut mașinuța. Nu. Fierar, sunt la teritoriu cu mafioții proști. Vai, sunt fix la ei acasă acum. Trebuie să fugim! Fugi! Fraieri. Ia să vedem, oare cineva mai locuiește aici? Cred că bunicul s-a dus de mult. Da, am să le iau o mașină de aici. Oricum nu mai conduce nimeni.
Hai să vedem dacă mai e cineva pe aici. Vai, n-am intrat niciodată aici. Ok. Băi, e drăguță casa moșului. Da, vă dați seama, nu mai este moșul. Bun, 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 bun. O vrut să ne vândă și el credea că o să-i meargă. Bun, bun. Hai să luăm o mașinuță. Am terminat cu misiunile lui ăsta, Luanuța. Adică nu cred că am terminat cu ea, că cred că îi mai dă, dar l-am distrus afacerile și la cartel și la toți. Și acum trebuie să bag o viteză de numai. Bă, se pare că... A, ba nu, uite, Anuța încă mai este. O să mergem la căsuța de aici. Wasted? What the fuck? What? Ok. Aparent am murit din senin. Cred că ăștia ne-au pus ceva în mașină. Ai, Doamne. Asta este. Pușca mea, frate. Și acum am pierdut toate armele, nu? Da, normal. Băi, aparent am, văd că am strâns $1.000.000 pe care o să trebuia să-l cheltuim pe tot pe arme. Damn it. Băi, hai că nu vă mai țin cu până mergem noi acasă. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și un coment cu părerea voastră și noi ne auzim cu bine în episodul următor. Pa, pa!